Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Umblări din aceeași Românie par total diferite, dar mie mi se pare că ceva le leagă totuși. La Brăila, pentru început. Refugiații ucraineni s-au organizat și au strâns gunoaile de pe o plajă de pe malul Dunării. Plaja Perla, înțeleg că este un loc unde vin mereu localnicii ca să stea la soare, să facă un grătar, să bea o bere și din păcate să arunce la întâmplare gunoaie. Pentru că știți, nouă, ne place foarte mult să ne lăudăm că avem o țară foarte frumoasă. Dar e de neînțeles cu câtă indiferență o murdărim mereu și să recunoaștem că prea mulți dintre noi, dintre noi românii, facem mizerie și aruncăm gunoaiele peste tot, ceea ce denotă, din păcate, o lamentabilă lipsă de educație. Așa că la Brăila, refugiații ucraineni, alături de copiilor, au decis să ofere și ei ceva României care i-a găzduit atât de generos, curățenie. Sâmbătă ei au adunat așadar în saci de plastic negru sute de kilograme de deșeuri lăsate pe acolo de români care sunt mândri că trăiesc într-o țară frumoasă. După care, relatează colegii de la știrile TVR, totul s-a oprit, pentru că firma de salubritate a orașului a spus că nu e treaba ei să ridice sacii, că terenul nu este în administrarea primăriei. Ceea ce formal și birocratic nu ne îndoim că e adevărat. Dar știți, nici oamenii care au strâns gunoaiele alea nu au fost plătiți pentru asta. Nici în responsabilitatea lor nu era problema. Și te-ai gândit că un exemplu pozitiv devine cumva inspirațional și e urmat de cei din jur. Că cei de la primărie au văzut, uite ce au făcut oamenii ăștia, hai domnule, uite ce idee bună. E frumos afară, hai să ne organizăm și noi, hai să facem și noi ceva, noi de ce nu? E bine, uite că nu. Sacii cu gunoaiele strânse de voluntari ucrainieni și de copiilor au rămas pe plaja Perla, urmând ca administratorii legale ai zonei, adică Apele Române și RomSilva, să se organizeze cumva și să facă gestul minim de a ridica ce au adunat alții. Adică n-au făcut curățenie ani de zile, acum, poate, cine știe, măcar acum o să ridice sacii de gunoaie, pentru că primăria a zis că nu e treaba ei. Bun. În acest timp, o altă întâmplare, la niște sute de kilometri distanță, în Alba Iulia, relatează publicația G4 Media, societatea care administrează cel mai mare cimitir al orașului, a mânjit cu vopsea portocalie crucile unora dintre morminte, ca să-i pedepsească astfel pe concesionarii locurilor de veci că n-au plătit taxele de administrare. Asta este acuzația. Spectacolul din cimitirul municipal este grotesc. Sunt fotografii de acolo, pe aici, pe acolo, câte un mormânt e profanat cu X-uri, dungi mari portocalii, iar murdărirea asta este cu atât mai obscenă cu cât s-a produs chiar înainte de Sâmbăta Morților, o zi în care, în mod tradițional, creștinii vin la cimitire să-și amintească de cei plecați. Și primăria orașului s-a delimitat de acest gest, incalificabil, iar poliția a început cercetări pentru profanare de morminte. Este o infracțiune gravă ce s-a întâmplat acolo. Sper ca vinovații să fie identificați, judecați și pedepsiți rapid. Iată, deci, aceste două întâmplări. Sigur că fără nicio legătură aparentă una cu cealaltă, da? Una e la Brăila, una în Alba Iulia. Una e cu deșeuri, alta e cu gunoaie umane. Într-o parte, la Brăila, o firmă care administrează servicii pentru primărie refuză să dea ceva de la ea, să facă un gest de bunăvoință și să ia gunoaiele strânse de alții, pentru că nu e treaba ei. În cealaltă parte, la Alba Iulia, o altă firmă, care și ea administrează servicii pentru primărie, face ceva din proprie inițiativă, de ceva ce nu e ținută prin contract să facă, și distruge, profanează cu vopsea morminte. Deci la fapte bune, inerție. Dar la răutăți, la infracțiuni, mult spirit de inițiativă. Indiferență ursuză de o parte, răutate în acțiune de cealaltă. Și care e numitorul comun al acestor întâmplări? România, desigur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.